europenilor, nu știu exact. Hai să vedem despre ce câine este vorba, ne spune Mihai Nae. Bună dimineața, Mihai. Bună dimineața, bună dimineața, bine v-am găsit. Ce faci, Mihai, cum ești? Sunt trezit din somn. Iar ne-am trezit. Sunt alături de Hugo, care are 6 luni și da, cred că este o rasă foarte, foarte întâlnită, bișonul maltez, originar din Malta, da? Un câine de apartament. Din așa? Malta? Da, păi maltez, da. Bișon maltez. Ah, ok. Un câine de apartament care s-ar spune că nu ar fi atât de pretențios, dar eu cred că este. În ce sens pretențios? Pretențios, când spui pretențios, te gândești la o atenție sporită, din toate punctele de vedere, eu știu, toaletaj, mâncare, etc. Și așa cum spuneam, s-ar spune că n-ar fi, dar eu cred că totuși este. Cu toate astea, de două ori pe zi trebuie să-i acorzi atenție, să-i dai de mâncare, să-l scoți de minim 2-3 ori pe zi afară, până când învață să nu-și mai facă nevoile în casă. Un câine care poate să lucreze cot la cot cu rase de talie mare, așa cum și vedem de altfel. Aici facem pentru prima dată un refuz de hrană. Ce să spun, este un elev al meu de o lună de zile. Acum am intrat în cea de-a doua lună și lucrează foarte bine. Întâlnim foarte des sindromul câinelui mic, despre care am mai vorbit până acum. Este practic o deviere de comportament din cauza lipsei de educație. Îi vedem micuți frumoși, îmbrăcați frumos, așa cum este Hugo în dimineața asta, și avem tendința să-i alintăm foarte mult, să nu-i corectăm niciodată, să nu-i certăm niciodată, și atunci o să creadă un câine de mare, impunător, o să creadă șef. Cum răspunde după o lună de zile în comparație cu ceilalți câini? Foarte bine, chiar aici, uite, în imagine o să vedem în așteptare cu ceilalți, că ței de talie mare, îl vedem în așteptare și singur, începe să facă refuzul de hrană, mersul la pas, iată. Deci poate să lucreze și nu arată agresivitate absolut deloc. Spre deosebire de alte exemplare, iartă-mă, de bișon maltez pe care le-am la lucru și eu zic că mă lupt cu ele. Adică, sunt mai multe tipuri de bișon? Sunt mai multe tipuri de bișoni, okay. Frize, arată diferit, dar astăzi avem un maltez. Iar în România întâlnim cel mai des acest bișon, bișonul maltez? Nu neapărat. Bișonul este cumva gama asta. Sau în apartamentele asta, românilor. E foarte des întâlnită și e preferată de către persoanele care își doresc în apartament un cățel. Și în general cred că de doamne. Da, păi uite, soția fratelui meu chiar a ales un cățeluș, un bișon, înainte de a avea copil cu câțiva ani, a ales să aibă un bișon timp de câțiva ani și, din ce știu, după aia a născut sau a fătat, cum se zice. A femeia de bișon. Da. Și a făcut puișori. Și? A născut. Câți puișori? Da, a născut, da. Da. Și, nu știu, cred că vreo 4, nu știu exact. Și mă gândeam cum un cățeluș atât de mic, da, practic, pot face până la 3-4 pui, probabil că și 5 în anumite cazuri. Sunt căței, repet, drăgălași, foarte pretențioși nu sunt, dar trebuie să ai grijă totuși la ce le dai de mâncare, li se încălcește blănița, trebuie să ai grijă de ea, trebuie să-l păstrezi curat, nu s-ar încadra între rasele sensibile, dar cu toate astea trebuie să fii atent, pentru că se poate îmbolnăvi. Totuși un câine mic de statură are foarte mai mare contact cu solul și atunci zic că se poate îmbolnăvi. Cam cât trăiește un bișon? Poți să trăiască între 12 și 15 ani.
Ei trăiesc. Eu am întâlnit, spre exemplu, bișoni și de 17 ani. Wow. Dar asta contează foarte mult. Cum îl îngrijești și ce faci pentru el? Din ce știu, nu știu dacă e obișnuit, cel mai mult a trăit până acum un ciobănesc australian, 29 de ani și 5 luni. E posibil să trăiască un câine atât de mult? Aproape 30 de ani? Posibil că este cumva, nu știu, intrat în cartea recordurilor. Păi da, îmbucurător pentru stăpânul lui, pentru că na, a trăit destul de mult cu el. E important să-l ai cât mai mult. 30 de ani, jumătate de viață de om, nu? Adică dacă stai să te gândești. Am auzit că nasul fiecărui câine are ceva special, nu știu, poartă o amprentă unică, se întâmplă ceva special la nasul unui câine? Degetelor noastre. Evident, nasul, de multe ori poți să ai un câine orb, dar dacă are nas, el se poate ghida și se poate comporta aproape ca și un câine normal. Eu am venit cândva la voi în platou cu un Chow Chow. Și am arătat, și am spus spre sfârșitul emisiunii, l-am lăsat să lucreze, am lucrat cu el tot ce înseamnă disciplina elementară și la sfârșit le-am spus celor de acasă că el era de fapt orb și se ghida foarte mult după miros. Nasul este un indice important și da, este cumva considerat ca un al treilea braț, în cazul nostru, un al cincilea picior, ca să spun așa. Da, contează foarte mult. Fără nas, complicat, și dacă există vederea. Pentru că nu numai că se ghidează, eu știu, așa la modul elementar, dar în general alegerile le fac după ce îți iau cumva mirosul. Puțini oameni știu că în general câinii îți iau mirosul și pot avea, au posibilitatea să ți ia mirosul și din aer, nu numai mirosind din aer. Da, din aer, nu mai mirosind pe jos, la urma. Pe jos, sub pământ, zic că cam la ce adâncime o simt mirosul? Sunt rase speciale, în general rasele care scot animale, precum vulpile și așa mai departe, care funcționează sub pământ. Dar noi vorbim așa la modul elementar. Da. La modul elementar ei merg foarte bine pe pe miros, pot să-ți ia de pe jos urma sau mirosul din aer. Sunt câinii la fel de inteligenți precum copilașii de aproximativ 3 ani? Da, s-au făcut tot felul de statistici de genul, eu știu, ajung la un coeficient de inteligență a unui copil de 3 ani, de 7 ani. Cred că depinde foarte mult de cât muncești cu el, de cum muncești cu el, pentru că până la urmă și un câine de talie mică și un câine de talie mare trebuie educat și cu cât îi dai mai multă atenție, cu atât te poți poate avea o paletă mai largă de informații. E adevărat că ei au un vocabular de vreo 200 de cuvinte? Înțeleg că în jur de vreo 200 de cuvinte? Și mai mult. Da? Și răspund la semnale, mișcări, asociate lor? În general merg foarte bine pe limbajul prin semne. Eu îi învăț în proporție de 95% pun accentul pe atenție, pe limbajul prin semne, și atunci ți este mai ușor să comunici cu el verbal chiar, pentru că sunt exerciții de atenție care ajută foarte mult. Câinii sunt primele animale domesticite de om? Asta n-aș ști să spun, dar cred că da. Trebuie să ținem cont, eu sunt un fan cai și sunt un fan cai și trebuie să ținem cont de faptul că unul dintre cele mai inteligente animale rămâne până la urmă și calul. Știm că una dintre cele mai mari probleme întâlnite în rândul oamenilor este obezitatea, dar eu nu știam că obezitatea e întâlnită și la animale destul de frecvent, la câini. Da, există și câini nehrăniți corespunzător, dar cred că despre obezitate și despre probleme de sănătate, în general,
medicii trebuie să-și dea cu părerea, dar da, și o să râdeți, e foarte, na, nu sunt nici eu pus din punctul ăsta de vedere chiar la punct, dar există și nutriționiști. Nu știu dacă știați. Nutriționiști canini? Am aflat de curând, da, că există și nutriționist. Da, da, da. Ce puțit, da. Câinii tăi de acasă știu limba engleză? Poți să-ți înveți câinele, am un câine învățat în spaniol, am un câine învățat în engleză, am avut câine al cărui stăpân era un chinez. Câinele poate fi învățat în orice limbă, evident. Ai mei nu. Ai mei primesc comenzile în românește, dar am pitbull extraordinar de dresat, care știe comenzile în două limbi. Întâlnim orice rasă de câine în România sau sunt și rase pe care nu le-am întâlnit în România, dar sunt în alte țări, poate Statele Unite sau... Data trecută am fost cu Boston Terrier la voi și clar că sunt și rase mai rare în România, nu inexistente, dar mai rare. Dar sunt și rase, uite, spre exemplu, Boyer Boyerul, care este interzis în foarte, foarte multe state, în foarte multe țări. Sau poate sunt câini care nu se potrivesc climei noastre, climei din România? Se adaptează. Se adaptează? Se adaptează, dar trebuie și noi să ajutăm cățelul acela. Da, deci orice câine se poate adapta, nu e o problemă. În principiu, pentru da. Pentru că sunt animale care pot trăi doar într-un anumit tip de climă, de asta... Da, în principiu ei se pot adapta, numai că trebuie să o luăm treptat și să ajutăm cățelul să se adapteze. Adică păi, nu mai e o problemă cu un husky. Da, uite asta vreau să zic, husky. Husky deja are niște generații foarte multe în spate de stat în România, el e la casă. Este adevărat că inima unui câine bate dublu față de inima unui om? Întotdeauna o să-ți spun că tot ce ține de partea medicală, un medic va fi, dar cred că dacă vorbim așa la sentiment, poate bate de 3 ori mai tare. Da, ce frumos. Se spune că, din ce știm, în America e cea mai populată țară din punct de vedere al câinilor. Probabil cu cea mai de mare cult. Diversitate de rase. Nu, și au și un alt fel de cult. Văd lucrurile total diferit. Educația pentru... știi cum suntem noi comparativ cu America? Exact cum suntem și noi cu școlile, la nivelul școlar. Așa diferență vedem și acolo în ceea ce privește tot ceea ce înseamnă educație canină și partea asta de dog behavior și așa mai departe. Sunt câinii dresați să detecteze o viitoare criză de epilepsie, eventual dacă există un bolnav de epilepsie să... Cred că mai degrabă sunt învățați să ajute. Au fost câini dresați să-ți detecteze anumite părți ale corpului cu tumori, cu cancer. Wow. Da, bineînțeles, vorbim despre animale alese și mult, foarte mult muncite, care trec prin niște teste de laborator și așa mai departe. Au fost foarte multe, ca și cei cu drogurile și așa mai departe. Dar sunt anumiți câini mai inteligenți și anumiți câini mai prostuți, să zic. Nu există câine prost și câine deștept. Deci există nu. Câine care are mai multe aptitudini pentru ceva sau mai puține și exemple avem destule. Ce ar mai trebui să știm despre bișon? Că trebuie să, în mod special trebuie educat, pentru că altfel devine agresiv. Agresiv este, un câine atât de mic? Este un mic, mic pitic care poate să pună serioase probleme chiar și stăpânilor. Agresivitatea la bișoni și în general întâlnită la rasele mici este greu de dovedit, pentru că este mic și trebuie să-l manevrezi cu grijă. De aceea, de mic, noi avem 6 luni, Hugo are 6 luni și de aceea le spun oamenilor că este important, chiar dacă este mic, să meargă la școală să facă educație. Toți bișonii sunt așa blănoși că mi se pare destul de... Da.
A, bine, și dacă acum o să pui 10 bișoni unul lângă celălalt, o să vezi că seamănă, dar nu sunt la fel. Pentru că Dumnezeu ne lasă de ei, dar și voi dacă ne uităm așa, atent unul la... Unul mai blămăsă. Da, eu am început să mă învăț așa. Și eu care sunt? Diferiți, da? Eu care sunt? Păi, nu începem, sunt doar că sunteți diferiți. A zis că a început să ne învețe. Știi cum e? Nu dă-ți vădurim acum tot. Mie mi se pare așa tare invitații în general, probabil se uită la noi și... Băi, dar ziceți-mi și mie cu care vorbesc la telefon. Păi asta zic, se uită invitații la noi și cred că zic, băi, dar eu cu care am vorbit? Dar chiar uite, cu cine crezi tu că vorbești? O, nu, e dimineață pentru mine, nu știu. Așa la cum... Cu tine. Cum? Așa, la feeling cu el, da. La feeling. Da. Eu uite că are feeling bun, tu chiar ai simțit. Bine, nu? Da, chiar ai simțit. Măcar atât. Da, cu mine vorbești. M-am gândit eu. Da, cu el. Ce tare e să fim gemeni, Benny. În momentele astea îmi dau și eu seama. Da, uite, înainte să ne despărțim, Mihai, avem acolo bolul și vrem să extrage o întrebare, să vedem ce întrebare îți pică. Vrea și Hugo să... Vrei tu, tată? Poate un ghite. Vrei tu întrebarea asta? Ia. Așa. Ce se întâmplă dacă el va înghiți o hârtie? Na, are mai târziu niște probleme. El e de acord acum cu întrebarea. Așa, ce mâncare urăște absolut? De ce? Da, nu știu dacă aș putea să spun că urăsc o anumită mâncare... În general, n-am timp să mănânc gătit, pentru că sunt plecat, dar nu sunt așa mofturos. Tocmai de asta, în perioada asta, am și luat în greutate, știți că am avut la un moment dat o discuție despre... despre dietă, așa că trebuie să iau măsuri, dar nu sunt mofturos la mâncare, așa că... Perfect, atunci putem să mergem la masă și să mâncăm orice cu tine. Ideea nu era. Mulțumim tare mult pentru că ai venit în dimineața asta cu Hugo. Noi vă mulțumim. Să nu, ne tata? Revedem. Zi, nu? E corect. Da, da. Da, căutați-l peste tot, Mihai Nae, și pe YouTube, și acum a făcut și un dogcast pe canalul lui de YouTube, așa că nu ezitați să-l urmăriți, să dați acolo un subscribe. Mulțumim. Sau un follow. Mulțumim tare mult, Mihai. Iosif, tu ai probleme.